Bun găsit, dragii mei, să aveți o zi magică cu stele norocoase. 12 octombrie. Mesajul zilei. Ce dorești? Ai acum ocazia să scrii scenariul conform adevăratelor dorințe ale inimii tale. Odată ce ai stabilit clar adevăratele intenții și știi că ești pregătit și că le meriți, ele vor apărea ca prin minune în viața ta. Atunci când sunteți conectați la sinele vostru, când știți exact ce vă doriți și când știți exact care sunt direcțiile inimii voastre, toate apar, toate ingredientele de care aveți nevoie apar. Dar este foarte important să știți ce vă doriți. Ce faceți voi? Care sunt gândurile voastre? Cum sunteți, ce faceți, vedem ce facem și noi astăzi, cum se aliniază stelele pentru fiecare semn zodiacal în parte. Nu uitați să apăsați butonul subscribe, like, share, abonează-te pentru a fi la zi cu toate informațiile pe care le ofer aici pe canalul de YouTube. Atmosfera astrală pentru 12 octombrie. Berbecii au multe planuri. Astăzi aveți așa super multă creativitate, idei îndrăznețe. Și la aceste idei poate să veți primi chiar, să spunem așa, sugestii sau și alte suport sau alte idei, gen o idee plus o idee plus o idee și se face dita mai planul. Deci planuri și idei și sugestii și sprijin pentru berbeci astăzi. Și financiar poate să fie bine. Taurii au o zi intensă, aveți nevoie să intrați în contact cu anumite lucruri, adică să le simțiți, să fie totul palpabil. Nu prea vă plac lucrurile care sunt așa doar fictiv sau pe hârtie. Aveți nevoie să simțiți că dați înainte, că lucrurile merg într-o direcție constructivă. Securitatea financiară și emoțională este foarte importantă astăzi pentru tauri. Geminii au parte de multe schimbări și lucruri neașteptate. Este indicat să aveți și de fapt pus deoparte ceva din punct de vedere financiar sau să vă protejați un pic mai mult, să nu fiți vulnerabili în fața unor persoane. Aveți nevoie de puțin control și aveți nevoie să fiți flexibili, să nu fiți luați prin surprindere. Dacă sunteți flexibili, vă puteți adapta la orice situație. Racii au parte de întâlniri în urma cărora or să scoată bani din buzunar. Deci mergeți la o întâlnire și cumpărați un cadou, cumpărați o floare, o bomboană, nu vă duceți așa cu mâna în buzunar. Este o zi de cheltuială pentru distracție, pentru socializare, pentru prieteni sau poate comandați un cadou sau ceva pentru casă. Leii fac o impresie bună la locul de muncă, există posibilitatea să fiți duși într-o nouă echipă sau să promovați, să creșteți, să evoluați, să primiți mai mulți bani, să primiți un suport, să primiți cumva un impuls care să vă facă să dați tot ce aveți mai bun. O zi bună pe zona profesională pentru lei. Fecioarele au parte de multe discuții, încercați să găsiți echilibru, încercați să găsiți zonele cele mai bune, cele mai potrivite, în așa fel încât să comunicați cu ceilalți pe un picior de egalitate, să ajungeți la un echilibru. Discuții și despre interviuri, poate chiar vă gândiți să dați un interviu sau să vă relocați. Mă mut cu munca, cu casa, mă mut cu studiile, mutări. Balanțele au o zi super intensă la locul de muncă. Este important să acordați mai multă atenție nevoilor voastre, să vă duceți un pic și către zona aceasta de lucru în echipă, pentru că la locul de muncă totul foarte intens și este indicat să lucrați în echipă, să puneți mână la mână sau umăr la umăr, să ajungeți la zi cu toate treburile. Sunt ceva situații în dragoste care ar putea să vă frământe, să vă pună pe gânduri, liniștiți-vă, relaxați-vă, este doar o perioadă. Poate chiar astăzi să primiți ceva semne că totul merge spre bine sau că se poate schimba. Scorpionii au parte de multe încurcături, fiți un pic atenți cu banii, fiți un pic atenți cu zona jobului, pentru că sunteți așa un pic îndrăgostiți sau poate cu capul în nori și
ezitați sau lăsați să treacă pe lângă voi anumite șanse, anumite oportunități. Profitați de tot ceea ce o să vină către voi. Ascultați-vă intuiția, ascultați-vă vocea interioară și veți avea de câștigat. Săgetătorii au parte de multe schimbări. Este o perioadă foarte intensă, este o perioadă cu discuții și constatări. Astăzi săgetătorii au parte de o constatare. Nu e neapărat cea mai bună, cea mai simplă, dar măcar știți adevărul. Este adevărul la suprafață. Un pic atenție cu zona de cuplu, parteneriatele voastre cer mai multă energie. Este important să dați mai multă energie către cuplu, pentru că posibil ca partenerul sau partenera să aibă multe reproșuri. Capricornii au o zi bună în lucru cu sinele și o zi destul de bună pe tot ce înseamnă zona profesională. Acorduri semnate, undă verde, un potențial foarte bun din punct de vedere profesional, o direcție bună. Vă gândiți și la vacanțe, la călătorii, pentru că astăzi chiar puteți să luați niște decizii în acest sens. Distracție, hobby-uri, activități recreative sau chiar o excursie. Vărsătorii simt ceva blocaje și restricții. Este important cumva să nu vă puneți așa prea multă presiune. Chiar dacă sunt ceva restricții, chiar dacă sunt ceva blocaje, nu punem presiune, nu ne ducem în zona aia de a lua o idee și a întoarce pe toate părțile din frică. Aolo, ce o să iasă? Cum o să iasă? Ce o să fie? Cum o să fie? De ce o să fie? Ok, ceva merge. Lăsăm să meargă. Ceva nu merge. Hai să vedem ce putem să facem, dar fără a ne încărca energetic negativ foarte mult. O perioadă super intensă. Și o zi în care ar fi bine să nu întoarceți o problemă pe 15.000 de părți. Mai bine căutați mai multe soluții, nu căutați să vă gândiți foarte mult la problemă. Peștii sunt deschiși să socializeze, să-și îmbunătățească anumite relații, sunt deschiși să se vindece. Este o perioadă și o zi bună pentru deschiderea sufletului, să vă deschideți sufletul, să înțelegeți ce puteți să schimbați și, desigur, să priviți un pic așa mai clar, adică să dați un văl de la ochi și să fiți sinceri cu voi. Astăzi pot fi discuții provocatoare, intense, discuții care să vă împingă să faceți anumite schimbări, discuții care să vă transforme. Să aveți o zi magică cu stele norocoase!